Salutare! Iată că am revenit cu un unboxing, data asta un pic mai mic. Place mie să fac unboxing-uri, dar să vedeți la soție ce mult îi place. Foarte bucuroasă când tot îmi vin colete și o să mai fie în următoarea perioadă de timp. Eu nu știu dacă îl desfac bine. Ăsta l-am primit de la Sierti Oldies. Merci fain. Nu știu dacă îl urmăriți sau îi știți, el postează pe TikTok mai mult, tot cu achiziții de prin piața de vechituri și le avea într-un video, nu știu de unde să le fac, prea bine l-am pachetat, le avea într-un video, nu jocuri, lui muzică, vă spun din start, sau nu vă mai spun din start, că a trecut vreo un minut din filmare. Da. Cum e împachetat? Da, cutiuța asta e faină. Da, din nou strâc. Fi bună de colecție. Mersi, fain, Claudiu. Deci, dacă vreți să vedeți ce postează el, puteți urmări pe TikTok ce mai cumpără și el de prin piața de vechituri. Mă, da, ce bine l-a împachetat. Măi, băiatule, măi, curcă pielea asta de pe el. CRT Oldies, pe YouTube, cred că postează mai puțin sau deloc. Mă, că e gol. Nu, e gol. Mă, și-am stricat bunătate de cutie. Nu, mă. Fain mi se șade. Ia să vă arăt. Știți că îmi place mie muzica rap. Dacă nu știați, știți acum. O să vin ascultate în următoarea perioadă de timp. Ia să vedem ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Aha. Două CD-uri. Na bun, evident că albumele astea de la Tupac le-am ascultat, el i-o sări capacele pe... pe Winamp, tătă, pe Hard-uri, pe mai știu eu pe unde tătă discografia. Da, n-am avut niciodată CD-uri în original. Uite că nu stă în carcasă sau nu știu eu să-l pun. Acum îl stric. Primi cadoul stric. Așa. Loyal to the Game. Asta evident că e un album apărut după ce a murit. Loyal to the Game. Interesant. Să vedem ce tracklist are. Ghetto Gospel. Ok, să-l și ascult. Și ăsta, Greatest Hits. A, evident, un alt album a apărut după ce o murit. Tupac. Hârtiuțe. Pentru ce sunt hârtiuțele astea? Hai să vezi că nu le știi ce face. Bă, băiatule. Cum să... Ia, mă, cât îți de pampas. Destul de ok CD-urile. Trebuie să mă plâng de CD-uri după ce au fost gratis. Mersi foarte fain, Claudiu. Ăsta a fost unboxing-ul. Albumele cu Tupac. Am să le pun după frumos în carcasă, oricum trec curățate.
Și cum v-am spus, dacă vreți să-l urmăriți, să vedeți ce mai pescuiește și el, e prin piața de vechituri de la el din Iași, CRT Oldies, cu punct în mijloc pe TikTok. Acesta a fost unboxing-ul. Mersi de vizionare. Salut!